și regretăm că nu putem continua să fim împreună cu dumneavoastră, să mă așteptați la universitate, unde avem o atracțiune. Vreau să vă spun că plec de aici și duc cu mine și ducem cu noi la București impresii foarte puternice și emoții autentice. Pentru că am văzut aici un mod cultural de a trăi împreună, faptul acesta că atât de multe persoane dragi, luminoase, au participat și ieri la Ziua noastră Națională a Limbii Române, astăzi aici, la deschiderea sălii care va purta veșnic amintirea academicianului Eugen Simion și acum participarea noastră la acest congres despre opera vastă, uriașă lui Eminescu. Toate acestea arată că, de fapt, noi rezistăm doar prin fapte culturale. Este singurul lucru care sperăm rămâne după trecerea noastră vremenică prin această lume. Doar în felul acesta putem, într-adevăr, să ne regăsim identitatea despre care foarte frumos vorbește un academician Cintei în prefața acestui volum pe care l-a editat de curând. Și asta îmi aduce aminte de un alt mare poet care n-a fost deocamdată evocat aici, sigur, Eminescu a fost evocat Lucian Blaga, aduce aminte de Arghezi din Oltenia mea natală, care în testament spune foarte clar ce lasă după moarte. Doar un nume, care i-a adunat pe o carte. Asta poate să face. Președinte, dragi prieteni, vreau să mulțumim, domnule vicepreședinte. Dragi prieteni, continuăm cu un alt timișorean de adopție, așa, zice domnul profesor Adrian Dinu Rătieru, care este mereu așa, are o prezență dinamică în emiscologie și vine și acum cu o carte. Noi încercăm așa, pentru a economisi timpul, să vă prezentăm cartea mea, adică nu cartea mea, e cartea lui Titu Mărescu, eu sunt doar coordonator. Deci am încercat să adun toate materialele, cele pe care le-am găsit, ale lui Mărescu despre Eminescu. Deci, domnul vicepreședinte v-a prezentat-o și vreau să vă arăt o carte proaspătă a domnului profesor Adrian Dinu Rătieru, arhipelag critic, cu o notă a mea de pe pagina 4, pe care îngăduiți să vă citesc. Ferește că pe un cântar al judecății valorice, să ne amintim că etimologic critica înseamnă a judeca bine, contează în primul rând argumentele, demonstrația cu dovezi imparabile. Adrian Dinu Rătieru posedă această artă, căci a demonstra este anume o artă. Domn profesor, luați-l pe asta, domn profesor. Mai aproape. Vreau de la început, da? Nu s-aude nici așa. Era să zic, stimat prezidiu, dar nu s-aude. A rămas doar pre. Și fiindcă sabia domnului Cimpoi a
până deasupra capetelor noastre, vorba de intervalul care ne s-a oferit, aș vrea să precizăm la câte minute mă pot întinde. Pentru că sunt foarte mulți vorbitori și n-ar fi elegant să mă întind prea mult. Aș porni de la o constatare pe care o făcea Petru Crâția, cel care ne-a avertizat că Eminescu este un deschizător de multe și înalte drumuri. Eu am privit cu suspiciune genericul sub care ne-am adunat în anul ăsta la congres. Evident, o spun răspicat, Eminescu nu este om de știință. Că are anumite intuiții poetice, e cu totul altceva. Dar rămâne, cum a subliniat Petru Crețea, deschizător de înalte și multe drumuri. De altfel, într-un album, când era studinte la Viena, el așa și scrie: Eminescu filozoful, poet filozof, l-a decretat și Ioan Petrovici în 1930, subliniind ecletismul benefic al scrierilor sale și formidabila putere de absorpție. Evident, dintre multele ramuri în care s-a exercitat, câteva cuvinte a spune despre filozofia istoriei, fiindcă un exeget francez ne avertiza că cei care se apropie de această zonă ar trebui să aibă două mari calități. O cunoaștere pozitivă și un simț existențial al trecutului. Eminescu a dovedit cu prisosință, chiar dacă nu și-a săvârșit acel doctorat berlinez. Negruții, într-o scrisoare, ne anunța că a fost trimis acolo, citez, să-și cercuiască studiile. Evident, acele studii au rămas necercuite, dar că Eminescu a acordat o mare importanță documentului este neîndoielnic. Alexandru Zup, prestigiosul istoric, ne spunea și sublinea patosul veracității în scrisul eminescian. El s-a dovedit obiectiv, imparțial, privind lucrurile de la distanță, chiar dacă foarte pasional în publicistica sa, avertizându-și nerăspicat că judecarea trecutului nu trebuie făcută cu măsura prezentului. Eminescu a avut incontestabil o mare sensibilitate istorică, în sensul că, dincolo de document, el lumina sensul profund al acestora. Și s-a reproșat, desigur, contaminarea mitică, fiind poet și încă romantic, reînvind vremurile cele cărunte, cum spunea, era inevitabilă ca această contaminare să se producă. Dar gazetarul, tot spusa eminesciană este un avertisment, trebuie să dovedească nepărtinire. În citirea documentului, scrie Eminescu, nu e permis a visa. Și scrie de soare, practic, ne pot oferi un curs de istorie națională, fiindcă se dovedește mereu informat, polemic, alternând pasiunea și rigoarea, exprimându-se, îl citesc din nou, cu istoria în mână și recunoscând că noi, din păcate, suntem într-un rău loc, trăind această muchie de lume, geoistoria fiind aici convocată pentru a da explicațiile trebuitoare. Din păcate, ne-am lămurit și noi, geografia face istorie. Sigur, putem glosa îndelung asupra plasmii filozofice a gândirii eminesciene. Eu mi-aș fi dorit să vă spun câteva cuvinte despre implicarea lui Eminescu în ceea ce s-a numit răpirea Bucovinei. Dar din pricina
timpului, evident, s-ar peste multe lucruri interesante. Vreau doar să vă semnalez că o conferință pe care o ținea în 13 martie 1876, influența austriacă asupra românilor din Principate, dovedește cu la supra de măsură înzestrarea sa, nu doar polemică, ci și rigoarea și consecvența tezelor susținute. Acea conferință recunoștea că Linescu este temeiul activității sale politice de mai târziu și în ochii divinului critic se prezintă ca un adevărat studiu. Ceea ce recunoștea și Iorga, care nu ezita să afirme cu tărie, avem deja un istoric. Evident, se referea la Eminescu. De fapt, întreaga sa energie critică se consumă într-un corp de idei larg desfășurate, făcând din românitatea țării norma ei de dezvoltare. Eminescu n-a fost, știe toată lumea, un gust doctrinar de partid, deși extras din țesătura epocii a fost desori falsificat, în pofida unor avertismente ale exegeților și chestiune pe care sunt obligat să o reiau aici. Eminescu trebuie citit în rama epocii. El a rămas un gazetar inflexibil, netranzacțional. Bineînțeles, adversarii n-au ezitat a lipi etichete și una din ele este cea de reacționar. Titlul intervenției mele, chiar ăsta era, reacționar Eminescu. Din cauza unor neglijențe, cuvântul reacționar n-a fost delimitat, ceea ce schimbă datele problemei. Deci, vă rog, lectura atentă a titlului este reacționarul Eminescu, reacționarul delimitat. Ca să nu înțelegem altceva. A fost exploatat ideologic și opera sa ziaristică, despre care, de pildă, printre alții, Casian Maria Spiridon ne-a oferit o carte de mare importanță, premiată chiar la Putna, la Festivalul Eminescu, acum 2 ani, Eminescu ziarist politic. Deci, corpul său doctrinar a fost exploatat ideologic și se dovedește și azi o moștenire cu bucur. El a fost apelat în toate împrejurările, a servit tuturor cauzelor și avatarurile postumității nu fac decât să confirme acest balans. Ca să câștigăm timp, deci trec peste chestiunile legate de dualismul eminescian, inexplicabil pentru Lovinescu, și cu îngăduința dumneavoastră, ca să lămurim conceptul de reacționar și reacționarism, fac apelul în încheiere la un text mai vechi al meu, dintr-o carte apărută cu 10 ani în urmă, Conviețuirea cu Eminescu, apărută tot la Junimea, în seria Eminesciana, firește. Eminescu scria în 17 august 1879 în ziarul Timpul. De aceea, dacă tendențele și ideile noastre se pot numi reacționare, epitetul care ne gratifică adversarii noștri, această reacțiune noi nu admitem decât în înțelesul pe care îl dă fiziologia. Reacțiunea unui corp capabil de a redeveni sănătos contra influențelor stricăcioase a elementelor străine introduse înăuntru său. Am încheiat citatul. Reacționarul Eminescu se luptă așadar cu influențele stricăcioase, anunțând că ori de câte ori se vor face încercări de a păși peste limitele libertăților și așezămintelor noastre constituționale, noi ne vom face reacționari în adevăratul și binefăcătorul înțeles al cuvântului.
Iată așadar în ce rezidă reacționalismul eminescian, cel atât de iubitor de țară și de neam, interesat de prezervarea rădăcinilor, înțelegând reacționarismul, recunoștea asta și Negoițescu în controversata sa istorie, ca a fi sporitor neamului. Și fiindcă l-am invocat pe de Negoițescu cu îngăduința dumneavoastră de câteva cuvinte în încheiere. În istoria sa, Negoițescu insistă pe concepția socială reacționară a lui Eminescu și spune că ideologic zestrea sa este o moștenire vie și grea și că a exercitat o influență rea. Să ne înțelegem însă, vizionarismul politic naiv pe care îl invocă Negoițescu și proto-legionarismul invocat la rândul, sunt acuze grele, adăugat chiar șovinismul pustiitor, iar Klaus Heidmann vorbea de o mânie homerică în scrisul eminescian. Toate acestea însă le încerc a le corecta chiar prin spusele lui Negoițescu, care nu ezita recunoaște concluziv unitatea excepțională a personalității eminesciene și faptul că realismul plutonic, și aici deschid o paranteză, la Negoițescu, plutonic devine o categorie estetică, am închis paranteza, deci legătura dintre realismul plutonic și ideația publicistică se vedește solidară. Și în fine, fraza de încheiere, fiindcă până la urmă Negoițescu în istoria sa, sigur, ponderează exaltarea națională, naționalistă, dar e de plin încrezător în realitatea valorilor. Ori din acest punct de vedere, Eminescu, așa cum a titrat domnul academician Cintoi în volumul proaspăt de la Jumimea, Eminescu ca poet al timpului model, ne asigură nu doar repetata regăsire a identității atât de amenințată în zona, în epoca noastră, sub asaltul globalizării, ci și exponențialitate, fiind și rămânând steaua noastră vegetare. Vă mulțumesc! Domn profesor, în varianta inițială erau ghilimele, așa că ne iertați, calculatorul de a ne-a făcut probleme. Știm și de la Luvenescu termenul. Da. Alții mai deștept decât mine au abordat subiectul. Nu. Cred că misia mea, o primă misie, fiindcă am înțeles că nu mai vreau să te prezentăm de carte. Da, o să... Da. Dragi prieteni, rog să vină la catedră, la tribună, domnul academician Păun, care se grăbește, are o altă manifestare. Mă gândeam ca domnul Păun să vorbească despre preocupările de matematică ale lui Eminescu, însă și-a ales alt subiect, Eminescu și Rumul. Noi vă mulțumim și pentru faptul că editați această revistă foarte interesantă, Curte de la Argeș, și vă mulțumim și pentru faptul că ne-o trimiteți așa cu mai multă regularitate decât Poșta Română și Poșta Moldova. Dragi prieteni, avem conectații online. Copii cu Ciucu din Albania mi-a scris vreo 10 mesaje deja, că și Mario Castro din Singapore,
ei sunt conectați și ne roagă din toată inima. Este imposibil să cuprinzi necuprinsul emineșan. Și ne roagă să vorbim mai laconic, dar vreau să spun un lucru. Nu uitați toți acei care vorbesc să ne trimită prin e-mail comunicările sau le lăsați aici și ne le trimiteți, fiindcă noi trebuie să realizăm volumul, buletinul Mihai Eminescu cu lucrările din acest an. Lucrările Congresului. Vă rugăm din toată inima. Și eu adaug că vor fi integral publicate în buletinul nostru și în revistele Academiei și viața Pasarabiei, dacă departamentul nu mai dă cunoscă. Da, poftiți, domnul Fermișar, poftiți. Mulțumesc mult. Hotărâsem pe drum venit spre microfon să încep prin a declara că sunt stânjenit și că deja mă simt frustrat. Stânjenit pentru că sunt singur dintre poeți, singur dintre nestologi. Am decis să las stânjeneala, stânjenit pentru că vreau să vă propun un titlu care e neobișnuit pentru dumneavoastră, Urmuș și Eminescu, îmi permit să vin cu minorul, cu necunoscutul Urmuș, încă poetul național și punctul. Renunț și la frustrarea aceasta, titlul a fost anunțat mai demult și a fost acceptat, deci nu mă simt nici vinovat. Am făcut o statistică aritmetician fiind a duratei speech-urilor de până acum. Pierd deja un minut cu meta discuția. Au durat din ce în ce mai mult. Deci pot să fac, să mă bazez pe asta. Textul. Exact. Revin la frustrare, curba la în jos. Deci dacă o țin în tendență, aproape că mi-am epuizat timpul. Dar faptul că textul rămâne undeva e încurajator, aici sunt multe detalii. Rămân la Urmuș și Eminescu propunând nu o comparație, nu o urcare a lui Urmuș pe podiumul Poetului Național, Doamne ferește, dar o invitație fermă la urmuzologie, pentru că există și o știință a lui Urmuș, așa cum există eminescologia. Și nu mai există multe altele, brâncușologie, cantemirologie, etc. Pentru că Urmuz nu e mic sau mare, nu e bun sau rău. Îl citesc pe Voiculescu Vasile, un om serios, e unic și important. Și vă previn că dacă vă apropiați prea mult de Urmuz, e contagios. S-ar putea să rămâneți în apropiere. Curtea de la Argeș se scoate la Curtea de Argeș, are Eminescu pe pagina 2, iar numărul curent are la pagina 18 un articol lung despre Eugen Simion, ca să -mi justific totuși prezența. Curtea de Argeș, locul în care s-a născut acum fix 140 de ani Urmuș, martie, acolo, a murit la București în noiembrie. Anul Urmuș, deci, 2023, 140 din 100, ține până în noiembrie cel puțin, vor mai fi întâmplări urmuziene în mai multe locuri. Mai consum un minut din introducere, pentru că am un comision foarte important și nu vreau să fiu oprit înainte de a reuși să-l duc la destinație. Xu Xin din China mă roagă să-mi mânesc, domnul academician Cimpoi, cu două zile înaintea zilei de naștere, acest portret. Face parte dintr-o serie și mai... domnul Nicolae Ioniță din Ploiești, care a făcut expoziții Eminescu, Brâncuș și Caragiale, etc., cu portrete produse de graficieni din realmente în toată lumea. Apropo, și Eminescu anul acesta a avut asemenea expoziții și vor mai fi. Din 60 și ceva de țări, 270 de portrete, numere mari. Să încerc cumva, fără să pierd microfonul, să-l mânez. Face parte dintr-o serie mari scriitori ai lumii. Mari scriitori ai lumii, văzute mari graficieni ai lumii. Vă mulțumesc, domnul. Domnului XIXI trebuie să-i mulțumim și domnul Ioniță din Ploiești. Acum să mai zică cineva că sunt naționalist. Știți că am fost tot acuzat că naționalist n-am fost. Dacă sunt chinezi... Cel puțin chinezii v-au adoptat. Deci,
În cele 3 minute care mi-au mai rămas, 4. Urmuș Eminescu, se pot scrie vreo două teze de doctorat, pretind că am subiecte pentru așa ceva în textul care va rămâne aici, nu le voi discuta. Se poate începe de la o comparație între existența celor doi, între viața, între biografii. Surprinzătoare sunt detaliile care îi apropie pe cei doi. Nu vă... Începând cu... Bun, dacă Eminescu s-a născut în 49, așa cum scrie în Psaltirea Familiei, am avea 3-40 de ani. Dacă Eminescu ieri se spunea are un asteroid, păi și Urmuz are. De anul acesta, ianuarie, există un asteroid. Amândoi au fost precoși, au foarte multe limbi străine, filozofie, mitologie, filozofie germană, existențialism Urmuzul. Urmuz a scris 30 ceva de pagini, 40. E o diferență fabuloasă, dar posteritățile amândurora sunt uluitoare. Iarăși citesc din cei care l-au urmărit pe... Urmuz a scris 40 de pagini, despre el s-au scris cel puțin 40 de volume, punând alături și articolele. Și unii și amândoi au avut delatori și zelatori. Urmuz a fost revendicat de mai toate mișcările de avangardă, el nefiind un avangardist, el nu dădea foc bibliotecilor, cum voia Marinetti și Sasha Pană, cum scriau în manifestele acelea pe care, slavă Domnului, nu le-au... El punea cearșaful rude pe biblioteca lui Stamate. Deci poate fi citit ironic, așa cum în Caietul Roșu de la Biblioteca Academiei, singurul manuscris care a ajuns într-un spațiu public, restul sunt la colecționari, Caietul Roșu își pregătea cumva prozele pentru publicare, e intitulat Schițe și nuvele, puncte de suspensie, aproape futuriste. Și a distanța cuvenită vis-a-vis de... Faptul că se pot face legături între Urmuș și Eminescu este evident, mă rog, o să vedeți în text, dar s-au făcut asemenea legături. Asta este interesant, începând cu familia care spunea că Urmuz iubește poezia lui Eminescu. Ștefan Rol, care îl numea poet neverosimil. De unde poet? Pentru că el a scris mai mult proză din punctul nostru de vedere. Sau poate e poezie, pentru că Marin Sorescu spunea că prozele lui Urmuz pot fi citite pe strofe și versete. Nu știu dacă a făcut exercițiul acesta, dar primul care îi apropie explicit e Geo Bogza. În 1930, în revista 1, un număr dedicat lui Urmuz, spune explicit și tranșant, cum aprecia ulterior Marin Mincu. Prin zbuciul lăuntric, prin curajul de a nu-i cere vieții cu confort oarecare, prin sfârșitul tragic și puritatea aspirațiilor, Urmuz stă lângă Eminescu. Marin Mincu preia, preia mai devreme de Nicolae Balot, în celebra monografie din 70, justificându-l pe Geo Bogza. Are dreptul să spun asta pentru că e singurul avangardist care nu s-a lepădat niciodată de Eminescu. Marin Mincu să merge mai departe, pentru că atenție, ce spune Geo Bogza ține despre existență, nu a cerut vieții și societății nimic. Dar Marin Mincu, într-o antologie groasă a avangardei, trece dincolo de existență de biografie. Într-o istorie posibilă a evoluției formelor poetice românești, valoarea lui Urmuz poate fi comparată cu aceea lui Eminescu. Prin urmare, se poate observa cum, pentru prima dată în Europa, criza profundă a conceptului de literatură devine o achiziție românească. Și, spune el, un cercetător avizat ar trebui să duc mai departe sugestia de aici. Nu știu dacă Marin Mincu a făcut-o. O face însă anul acesta în revista Curtea de la Argeș un româno-francez poet, filozof, Sorin Cerin. Cerin trăiește în Franța, putem citi Serin, care e mult mai îndrăzneț în termenii lui Mincu, considerându-l pe Urmuz poet gânditor de-a dreptul, unul dintre cei mai mari poeți gânditori ai națiunii române care să poată sta alături de Eminescu, poet gânditor al secolului al XX-lea. Deci, atenție, fiecare cu secolul lui.
își ia măcar precauția aceasta. Și de acum apar câteva probleme. Poet, gânditor, poet, cum au zis și alții. Spune, e poet sau nu e? Ce este poezia? Că ar trebui să plecăm de aici, dați-mi o definiție să verificăm dacă urmăză este... Nu e calea cea mai simplă, evident, dar am o cale foarte simplă. Pius Servien, se vorbea de semiotică mai devreme, prin anii 50, făcea diferența, găsea 10 opoziții între limbajul științific, limbajul liric, nu poetic. Solomon Marcus, prin anii 70, găsea 52 de opoziții. E cumva banal ca un student la masterat să ia cele 52 de opoziții, să vadă cum stau sau cum stă opera lui Muzii vis-a-vis de ele și în felul sau putem scoate poet sau net. Și mai e un punct pe cer. Că cineva protestează, e inteligența artificială după aceea. Și al doilea subiect care ar merita explorat e următorul. Urmuz a scris totuși o poezie. Celebra fabulă, Cronicari. A scris-o el sau nu? Pentru că în Caietul Roșu nu apare. În lada de manuscrise de un metru cub pe care mama lui Urmuz i-a dat tatălui Sașa Pană, nu apare nimic scris. Apar 10, 12, 15 versiuni la prozele lui Trudea pe text. Iar George Ciprian are și un interviu în Rampa din 1930-31, am referință, dar n-am minute, Urmuzofil către un uzoman. E și ușor rușine să-i scot fabula din palmarez, dar tematica mă îndeamnă să o fac și să vă propun ca temă de... Nu cumva avem doi urmuși, unul cu fabula și altul, fără cu fabula. Foarte interesant e faptul că știindu-i adâncimea din proze, criticii s-au aplicat asupra fabulei, căutând adâncime și acolo. S-au scris pagini fabuloase. Criticii folosesc autoironic sintagma delir interpretativ. Da, și un critic a luat și ca titlu, cică niște cronicari. Îl ducea lui Chimet în alta antologie a umorului negru. Și Cornel Redman. Deci sunt lucruri multe de căutate în biografie, ba chiar și în operă. Închei cu următoarea, și cu asta închei, cum se spune la televizor, cu 10 minute înainte de a încheia. Dom'le, e o carte a lui Nichita Danilov, care se numește De la Caragiale la Urmuz, iar pe coperta din spate spune ceva de genul: se pare că România a depășit epoca lui Caragiale, care a marcat-o profund și a intrat în epoca Urmuz. Priviți cu atenție viața noastră publică și veți vedea că locul lui Caragiale a fost schimbat cu Urmuz. Îl confirmă George Corbu într-un volum de epigrame Caragiale versus Urmuz, lumea, dar l-aș corecta puțin pe Danilov. Dom'le, nu România s-a urmuzit, lumea toată s-a urmuzit. Dacă luăm pe Urmuz ca, măcar ca bizar, nu ca absurd, ca ușor în dungă vis-a-vis de logică și de celelalte. Lumea s-a urmuzit. Aici am putea face o discuție despre limba română și contribuțiile lui Urmuz. A se urmuzi, urmuzia. Și îmi vine în minte acum, s-ar putea să-l cunoașteți, o vorbă a lui Puiu Răducan din Olănești, Vâlcea, care undeva scapă o sintagmă nemaipomenită, o rugăciune: Eminește-ne, Doamne! Aș face pe paralela între urmuzirea lumii: Doamne, ferește-ne de urmuzire, Doamne, eminește poporul român, măcar. Facem o gafă dacă vorbim despre urmuzire. Dacă vorbim de caragializare a societății, de azi și n-am vorbit despre urmuzire. Eu accept absolut această sentență. Era un mod de a lansa rugăciunea: Doamne, eminește poporul român, și de a încheia în termeni eminiștieni. Dragi prieteni, am un mesaj. De mult mă roagă Albania, copii cu ciucu. Vă rog să-mi dați cuvântul mai devreme, fiindcă trebuie să mă duc la Roma. Domnul copii cu ciucu, ne vedeți? Sunteți? Conectați-vă dacă n-ați plecat la Roma. Toate drumurile
Chiar și turci își spun, Helionu, România Ghidev. Toate drumurile duc spre Roma. Ați auzit? Da. Am auzit și vă ascultăm. Dați exemplu cum vorbiți scurt. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați dat întâietate. Dar la noi, se spune, oaspetele e nebun, deși sunt nebun bun, oaspetele nu știe când vine și ce cere. În orice caz, eu sunt un albanez românizat. Așa îmi spunea regretatul Victor Crăciun, academicianul, marele român, marele om de omenie și vie țărănăușoar. Cred că sunt continuatorul unei tradiții încetățenite în cultura albaneză, care și-a formulat adesea ca imperativ cu noi, peștera culturii române, cel puțin în cazul unor personalități remarcabile. Cuvintele de mai sus au constituit răspunsul meu la una dintre întrebările pe care, cu ani în urmă, mi le-a pus prietenul meu de peste Prut, bine cunoscutul Eminescu Luc, academicianul Mihai Țipoi, să trăiască. Eminescu a dat dovadă de un adevărat atașament față de Albania și albanezi. Bănuară în timpul 1880, când se referea la familia Ghica, din care provin prințul Albert și Dora Distria, scriitoare și filozof. Între domnii panalioți, scrie el, o singură familie s-a distins prin iubire pentru țările române, prin sacrificiul vieții, chiar pentru integritatea patriei, ghiculeștii. E bine, ghiculeștii n-au fost panalioți veritabili, ci albanezi. Mai mult decât atât, Eminescu a afirmat că îi plăcea foarte mult limba albaneză și era în curs de a o învăța. În poezia Doina, unde de la Nistru până la Tisa, tot românul plânsul misa, că nu mai poate străbate de atâta străinătate, Eminescu nu-i pomenește pe albanezi ca fiind străin. Din contră, el vorbește clar despre o înrudire sufletească structurală a românilor și albanezilor. Dacă invocăm influența lui Eminescu asupra literaturii poporului nostru, evidentă mai ales la romanticii albanezi, dar chiar și la poeții de astăzi, urmărirea ei ar fi o însemnată problemă de literatură comparată. Este aproape de necunoscut o istorie modernă a gândirii din sud-estul Europei în deceniul al IX-lea al secolului trecut, al secolului XIX, da? Scria marele poet albanez Lazgus Paradeci, format în România, fără a face o exegeză minuțioasă a contribuției aduse în acest domeniu de Mihai Eminescu. Cunoaștem deja influența lui asupra unor poeți din Balcan, ca de pildă asupra poetului albanez Azden, Alexandru Stavle de Roma, participant la adunarea istorică din București, ținută la 18 noiembrie 1912, la care s-a hotărât proclamarea independenței Albaniei. Se resimte asupra influența poeziei sociale eminisciene. El ținea la loc de cinste în biblioteca sa opera lui Eminescu. Poezia lui mi-a fost carte de căpătăi, spunea și Lazgus Paradeci. Evident, s-ar putea afirma că modelul eminescian, urmat de Azdrân, este cu deosebire cel social, dar și unul etic. Maturitatea, incandescența, rectitudinea, curajul, franchețea gândirii eminesciene au inspirat pana unor autori albanești până în zilele noastre, dobândind o nouă imagine a locului și dimensiunilor lui Eminescu în spiritualitatea albanezi. În afara publicării mai multor poeți, poezia lui Eminescu, incluse diverse volume apărute la Tirana în 1959, 1963, 1980, inclusiv traducerea mea a
cărții Viața lui Eminescu, scrisă de Călin Călinescu, în diverse putem vorbi și despre difuzarea mai multor emisiuni radiofonice și televizate, publicarea a numeroase studii și articole omagiale, etc. În anii din nou cercetător vanăoși, în primul rând filologi albanesi și albanologi, s-au dedicat cu pasiune studiului vieții și operei lui Eminescu în dorința de a-și aduce contribuția lor la elucidarea unor aspecte fundamentale ale creației sale. O exegeză în mod remarcabil științific fondată oferă în lucrările lor oamenii de știință albanesc un nou și complex chip al marelui poet român demn de a sta alături de cei mai reprezentativi exponenți ai romantismului european. Eminescu e surprins în evoluția sa în suprafață și în adâncime, pe terenul literaturii române, dar și în peisajul poetic european al secolului al XIX-lea. De menționat în acest cadru, eseul lung, Zeul Epigon, al academicianului albanez Ardian Cristian Cuciuc, unde, în lumina faptelor, se trag în premieră noi paralele Eminescu-Corădescu. Mă scuzați că o să termin acum. De peste un vac, în cultura albaneză, există o tradiție de cunoaștere și îndrăgire a poeziei românești, a literaturii și a culturii în general. Stăruința asupra acestei cunoașteri nu se face pe bază de superioritate a uneia și de împărțire nedreaptă în culturi mari și culturi mici, ci pe baza nevoii ancestrale de regăsire a vechilor comuniuni spirituale și chiar estetice ale celor două popoare ale noastre, care erau verzi de sânge, cum spunea Marele Iorga. Poezia eminesciană reprezintă nu doar un punct, ci un adevărat centru sau univers de referință în aceste căutări și regăsiri impresionante. Vă cer scuze și vă mulțumesc de atenție. Domnul Copicu, vă mulțumim, iar eu țin în mână cartea dăruită centrului cu dedicație în 2014 la congresul din acel an. Vă mulțumim, sănătate! Domnul Ciuboi! Sănătate și vă succes! Domn profesor, mulțumim pentru reactualizarea acestei paralele Eminescu-Albania, Eminescu-Corădescu. Eminescu a avut poeți albanezi influențați de el și în caietele lui, într-o pagină, găsim că Eminescu notează a studia limba albaneză. Deci el își propunea să mai mult decât atât, să însușească profund. Mai mult decât atât, într-o articol publicistic, Eminescu comentează un ziar care apărea la București în limba albaneză. Zice, băi, albanezilor, nu se spune așa în limba albaneză, că se le-i corecta să fie albanești. Bun, mulțumim. Dragi prieteni, îl invităm pe domnul Casian Marie Spiridon, care a venit în emeriscologie cu abordarea publicisticii lui Eminescu, despre care Eugen Simeon spunea că are indiscutabil o valoare literară. Deci publicistica lui Eminescu se citește ca o proză de idei. Nelui a venit și cu o sistematizare bună a unei ediții de publicistică, a abordat tema deci eminesciană a Dobrogei, Bucovinii și Basarabiei. Și iată, acum proaspăt, Casian Marie Spiridon vine cu o nouă lucrare
Deci poetul nopții și mitul ceafă. Deci motivul nocturn, motivul nopții, pe care îl știm foarte bine de la Novalis și de la mari romantici, și, dar în afară de această deci analiză hermeneutică a motivului, mai găsim aici altceva, cultură și națiune, rațiune la Eminescu, ne margini de gândire, noi ca Eminescu, poetul nopții, deci, apropo de titlu și mitul lui Ceafră, un testament și așteaptă împlinire, o să citim să vedem despre ce testament este vorba. Eminescu, un primul studiu critic, o chestie foarte interesantă, dar e vorba de Petrașcu, dacă nu mă așa. Da. Da. Sărbarea de la Putna, 156 de ani, știți că a fost marcată așa pe larg. Noi era să ajungem cu doamna la grijă, dar ne-am rătăcit acolo pe drumuri. Așa. Eminescu, în prima teză de doctorat, e vorba de teza de doctorat a Metropolitului, da, Ioan Costin, ediția Princeps, poezii de Mihai Eminescu, iarăși reluată această temă controversată. Totuși Petru Creția zicea că totuși e un merit al lui Titu Maiorescu că a făcut această ediție și o comemorare Eminescu, probabil e vorba de 20 de ani la lui Eminescu. Da. Iată că în felul ăsta am prezentat și această carte, da, și mulțumim doamnei profesoare Simona Modreanu că continuă această serie de Eminesciana pe care noi o avem, cred că, aproape complet. Da, mulțumesc pentru prezentarea cărților tu și eu vreau să propun asta pentru a câștiga timp pentru a nu ajunge anul. Legat de Eminescu, după liberarea din tenția politică, am editat revista Timpul. Deci, am editat revista Timpul. Da, am editat revista Timpul și număr de număr, săptămânal, publicam, bineînțeles, un text din opera politică a lui Eminescu. Ceea ce este foarte interesant, publicam cu adevărat texte adecvate momentului politic respectiv. Dau un singur exemplu la îndemână. Când am fost la Victoria de Stadion în Uniunea Sovietică, cu Ianaev și cu ăștia, am publicat un text semnat de Eminescu, spune așa, în Rusia se întâmplă ceva. Când citeai textul ăla, te gândeai că e un reporter de la fața lui. De asemenea, în opera politică eminesciană se aflau foarte multe citate, formulări folosite după 89 și mă refer la emanații din dealul Mitropoliei. Pe asta Eminescu scrie acolo subiectivitate. Pentru că dealul Mitropoliei exista parlamentul la vremea respectivă. De asemenea, e foarte interesant, deci guvernul ăsta format din Stolo Joan, la mine ăștia erau, dar aceleași nume, aceleași oameni, bă. Numai că e vorba de o evoluție hegeliană, și am urcat pe spirala hegeliană, dar trecem la repede același punct. Eu am propus acum, la propunerea domnului, vorba, la cerința domnului Cepoi, să mă gândesc despre România de Est, Eminescu și România de Est. Există o folosire inadecvată a faptului că spune Basarabia. Basarabia, de fapt, era Buceavu, care a fost o perioadă de timp a Basarabia, acela de țara românească, cu totul și cu totul acela. Dar pentru a ascunde acest fapt că este pământul românesc, este Moldova întreagă, nu o bucățică sau ceva, rușii și toți prietenii noștri i-au dat numele, au întregit numele Basarabia și au zis de la Marea Neagră până sus la Bucovina, este
Basarabia. Deci nu are nicio treabă cu Moldova, nu are nicio treabă cu România. Eminescu sublinează foarte clar de drepturile noastre asupra drepturile noastre a românilor, asupra acestei bucăți de Moldova și aș vrea să sublinez că noi nu ne-am îmbecerat cu rușii decât până la 1700 și ceva. Până atunci rușii erau becerii noștri. De asemenea, dacă observați că prietenii noștri care sunt acum peste Nistru spun că cetățile sunt ale lor. Cum doar iată o să fie cetățile lor, Potinu, Tighina și toate astea, care sunt pe malul nostru, pe malul Nistru și partea astea. Îți faci cetățile la tu spate, îți faci cetățile să te apere pe tine. Bun. Dar chestiunea foarte importantă e următoare. Ca să fiu scurt și să nu lungim pe aur. Deci, Eminescu argumentează foarte bine, la 1812, e prima oară când este răpit în Basarabia, așa au urmit-o ei atunci, ea va fi răpită în câteva rânduri, în 40 avem tratatul lui Molotov, care a fost denunțat de ăștia de Parlamentul Sovietic, dar cu ce folos? Zero folos. Și vreau să sublinez o diferență de a trata de către noi mai mult. În România, niciodată l-a spus că acea parte este tot a României. Uitați-vă Germania. Germania a fost ocupată de ruși și a fost atât de sovietici. Și avem Germania de Est și Germania Federală, Germania de Est. Dacă ne uităm la Vietnam, am avut Vietnamul de Nord, Vietnamul de Sud, care după aceea s-au unificat. Coreea. Și acum stă la aceeași situație. Noi nu spunem că aici avem România de Est, spunem că e Moldova. Este aia urea, că da, Moldova e și un patriot. Dacă e vorba de... Adică aici eu vă aduc aminte ce scandal au făcut grecii că Macedonia vrea să cheme Macedonia. Zice, pe cum? Noi suntem Macedonia. Deci ar trebui să tratăm cu anumită atenție acest subiect. Nu vrea să ferește, să nu dea jos. Nu-i corect asta. Oricum, au scos o ediție Eminescu, în care sunt adunate textele semnate de Eminescu, pentru că eu m-am ocupat de opera poetică a lui Eminescu și am scos un volum masiv, integral, opera poetică, în care am organizat toate articolele politice pe bani tematici. Și una din tematici era, bineînțeles, Basarabia. Deci aici am adunat textele a lui despre Basarabia, Bucovina și Dobrogea. Știu foarte bine, cu păcate din Bucovina, Patria, Basarabia, Ținutul Herții și așa de parte. Nu sunt alificat patria la urmă, dar probabil pot să fie. Și cu volumul este soțit de o prefață. O văzut domnul ce părinte ce vorbim. Eu susțin ideea că aici ne aflăm în România de Est. Și punctul, ca să spunem consulia Eminescu. Bravo! Mulțumesc, Simone Mondreanu, cu tot dragul și sper să colaborăm la fel de frumos în continuare, prietenul ajunime. N-ai rost să stau acum să pierd timpul, dar vreau să vă atrag atenția că articolul despre eu, comemorare Eminescu, public certificatul copii în care eliberat de primăria Botoșani, care se spune clar că s-a născut la Botoșani pe 15 ianuarie 1850, Mihai Eminescu. Și am rugat să-mi dea voie și apoi de acord să prezint și două cărți. Vă rog, fiindcă văd aici și o tangență cu Basarabia, este... Da, este. Deci, o carte semnată de Petru Fresina, de la timpul Viața, etapa de șah. E o carte foarte interesantă, deci un moment în viața autorului, care a trecut, cum se spune, la un par de oate, ca să fie, deci a avut 7 zile de șoc, în acelea 7 zile de șoc se pare că a ajuns scriitor, pentru că este deja colegul nostru în filial. Această carte a fost, să spunem așa, prima lui carte de autor, de scriitor și îl felicităm pentru tapa de șac. E o carte care se citește cu drag. Și acum avem un alt volum, tot scurt pe fi, o carte scrisă la 3 mâini, nu cred că ați mai auzit. De fapt, 6 mâini au băieții, dar scrisă la 3 mâini.
Eugenia Tofan, Fiiță Cap și Petru Frăsim. Eu sunt cărți însoțite în același timp și de referințe la cei trei autori carte, dar textele care sunt foarte acroșante, simpatice și se citesc cu plăcere, sunt în același timp, nu niciunul semnat de cei trei autori. Cei trei autori lasă ca și cum ar fi un singur autor, dar se citesc cu plăcere și asta e dovada faptului că un publicist bun, dacă se privește cu alt publicist bun, pot reuși împreună să scoată o carte de interes. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție.